Alex, povestește-ne puțin despre bijuteria din spatele tău. Asta este un mini. Este o marcă pur britanică și asta se poate vedea cel mai bine pe acoperiș. Cred că este singurul cabrio din lume care are un acoperiș cu design. Mm-hmm. Un acoperiș textil cu design. Iar designul pe acoperișul ăsta este steagul Marii Britanii. Se vede esența britanică peste tot. Apropo, un detaliu care nu e pe mașina asta, dar se poate cumpăra, steagul Marii Britanii poate să apară peste tot. Pe capacele oglinzilor, uh-huh. Poate să apară inclusiv pe ventilul, capacul ventilului de la roată, poți să ții unul cu designul mic cu steagul Marii Britanii. Uh-huh. Este una dintre puținele modele decapotabile din clasa asta, foarte mici, foarte compacte. În același timp este și un fashion icon, zicem noi, pentru că tocmai asta e special la Mini, poți să ți-l, asta a inventat marca asta în industria auto, poți să o personalizezi în multe feluri foarte speciale. E foarte glamour. E mai degrabă o mașină pentru femei? Pentru că eu, de exemplu, așa o văd. Este percepția asta. Noi spunem că poate are mult de oferit mașina asta, pentru că în egală măsură e și o mașină care se conduce foarte agil, e foarte sportivă și asta se poate intui puțin pentru că are roțile împinse către exterior, uh-huh. Și asta o face foarte manevrabil. Și motoarele foarte sportive. Apropo de asta, de motoare, asta este un Cooper. Mini denumește motoarele. Avem un One, avem Cooper, Cooper S și așa mai departe. Și toată asta vine de la John Cooper, care era un inginer britanic, care în anii 50 făcea mașini de Formula 1 și a câștigat mașinile lui, echipa lui, a câștigat campionatul de Formula 1 în 57 și 58, dacă nu mă înșel. Și după ce s-a lansat prima dată Mini în 59, el a recunoscut că asta poate să fie o mașină foarte sportivă. Ce știe să facă ea? Păi, în primul rând știe să decapoteze. Cred că asta e cel mai interesant lucru. Este o mașină și plină de gadgeturi la interior. Avem un display foarte mare, are Mini, iară se joacă foarte mult cu luminile. E o mașină care comunică cu tine în multe feluri. Nu e doar un volan și o cutie de viteze sau o pedală. Ne urcăm puțin în ea să vedem exact? Ne urcăm. E micuță, dar e extrem de confortabilă. Mă bucur că-ți place. Iarăși, un element tipic Mini e imaginea asta retro, pe care o păstrează marca și se poate vedea și la butoane, care sunt așa, nu știu, butoane de avion anii 1960, dar în egală măsură ai și niște elemente vizuale foarte speciale, de exemplu, ecranul ăsta central, rotund, formele rotunde iarăși sunt așa în limbajul de design Mini și am tot felul de elemente luminoase, de exemplu în centru am un inel LED care îmi răspunde la diverse acțiuni, așa îmi dă un feedback când reglez volumul, clima, parchez, lucruri de genul ăsta. Spune-mi, cât consumă? Cât consumă? Acum, iarăși, că tot îți promiteam că o să-ți dau câteva sfaturi despre cabriolete. Cabrioletele sunt întotdeauna mai grele decât mașinile similare cu acoperiș normal, pentru că dacă lipsește acoperișul, eu trebuie să le întăresc suplimentar și atunci au elemente suplimentare de întărire. Un cabriolet e cu vreo 100-150 de kg mai greu decât o versiune normală, uh-huh. Să zic așa. Asta înseamnă și un consum puțin mai mare. Ce avem acum pe computerul de bord înseamnă 7,5 litri pentru ultimii 400 de kilometri cu o viteză de 36 de kilometri la oră. Deci s-a mers foarte mult în oraș și consumul e undeva la 7,5 litri. Motorul este, pentru cei interesați de date tehnice, 1,5 litri, 3 cilindri, 136 de cai. Este foarte multă tehnologie BMW pe el. Avem turbo, avem o groază de sisteme sofisticate care se regleze foarte bine cum se face, astea sunt motoare cu ardere internă, se spune, și magia aici este cum amestec benzina cu aerul și le ard tot mai bine. Și asta are motorul ăsta, am tot felul de reglaje, injecție, sunt foarte multe lucruri tehnice aici ca să funcționeze și să am și putere și consum foarte bun. Este o mașină decapotabilă, este o mașină de oraș?
Mai degrabă? În primul rând, fiind o mașină mică, eu văd ca o mașină de oraș sau în special de oraș. În același timp, eu cred că un cabriolet se savurează foarte bine la viteze mai mici, nu la viteze mari pe autostradă, să zicem. Asta înseamnă că, da, eu cred că cel mai bine mă simt în mașina asta în oraș. Când mergem cu mașina decapotată? Eu cred că vara este surprinzător cel mai nepotrivit anotimp, pentru că principalul dușman poate neașteptat al cabrioletelor e soarele. E foarte neplăcut, imaginează-ți că trebuie să stai pe un scaun în mijlocul șoselei, să zicem, sau într-un spațiu deschis în soare 10-15 minute. Deja devine neplăcut. Pe șosea nu prea ai umbră și asta e marea problemă. E greu să mergi decapotat la ora 12 cu soare puternic. Toamna, primăvara, când nu este atât de frig, poți să te bucuri de mașină mai mult pentru că n-ai soarele deasupra ta. Eu am mers decapotat foarte mult și iarna. Mai un lucru, curentul de aer trece deasupra ta, nu mai intră în mașină la viteze de peste 30-40 de km, astfel încât nu simți frigul, dai căldura puțin mai tare și totul e perfect. Până la minus 10 grade poți să te bucuri de mașină fără nicio problemă. Cum te echipezi regulamentar ca să conduci o astfel de mașină decapotată? Păi, lucru care îți trebuie neapărat este ceva pe cap, o șapcă, o pălărie, pentru că, pe de-o parte, trebuie să te protejezi de soare, chiar e o problemă soarele, pe de altă parte, asta este spațiul, să zic, sau zona cea mai expusă vântului în timp ce te deplasezi pe aici pe undeva și dacă ești puțin mai înalt o să simți un curent de vânt, cu o șapcă, o pălărie nu mai e absolut nicio problemă. Poți să conduci un cabriolet pe ploaie. Uh-huh. Problema e că trebuie să te oprești la un moment dat. Și în momentul în care te oprești, atunci partea intră apa în mașină. Pentru că tot așa, curentul de aer, și cu cât mergi mai tare, cu atât ești mai bine protejat de ploaie. Dacă prinzi o ploaie torențială de vară, trebuie să mergi peste 70, 80, 100. Am avut niște prieteni care au aflat de chestia asta, erau pe autostradă, mergeau cu o mașină decapotabilă și au zis: "A, lasă că știm noi secretul, mergem tare." S-a terminat autostrada. Și în 10 minute s-au făcut praf. În 10 secunde s-au făcut praf. Deci să nu încercăm asta, da? Ba, da! Dar doar trebuie așa să ai un plan de evadare, ca să știi unde să te oprești, să poți să decapotezi. Acum, există decapotabile și decapotabile, în sensul că unele nu se pot decapota decât manual, altele se pot decapota electric, dar trebuie să staționezi sau să mergi până în 20 de km la oră. Asta merge până în 150. Uh-huh. Până în 50 de km la oră. Uh-huh. Și asta te ajută și în situații de astea de se termină șoseaua.